Gheorghe Militaru este din Țânțărenii, dar locuiește de câțiva ani fără forme legale în Târgu Jiu. Bărbatul susține că a fost nevoit să fure lemne pentru a încălzi casa în care locuiește împreună cu soția și cei 4 copii minori. Nu avem cu ce încălzi. A fost nevoie să ne luăm. Mergem la pădure să riscăm să ne deplătim amendă. Ne-a făcut pentru că dăm amendă. Câți copii aveți? 4. Nu a apucat să umple căruța că a și fost prinsă un polițist din Lelești care patrula prin zonă. Efectuând serviciu de patrulare în pădurea din punctul numit Iaz de pe raza comunei Lelești, a fost identificată o persoană care a tăiat fără drept un număr de 8 arbori, esență de gorun și carpen. Urmează să efectuăm verificări pentru a aplica sancțiunile prevăzute de legea 171 pe 2010. Reprezentanții Ocolului Silvic din Târgu Jiu susțin că în fiecare zi sunt depistate persoane care vin să fure lemne. Astfel de cazuri se întâmplă des. Avem în... Cred că nu e zi să nu se întâmple cazul de asta. Înțelegem, multă lume zice că nu au bani, că nu au posibilități să cumpere, nu aia, dar nu poate să facă prin furturi, ci prin... Este pădure de stat, pădurea Ocolului Silvic Târgu Jiu, și nu se pot permite astfel de... Înțelegem, sunt oameni amărâți, dar nici așa nu se poate... Dat fiind faptul că valoarea prejudiciului este sub limita infracțiunii, bărbatul a scăpat doar cu sancțiune contravențională.